Ginkgo biloba este un supliment popular și unul dintre medicamentele pe bază de plante vândute cel mai bine. Extractul de ginkgo biloba este colectat din frunzele verzi uscate ale plantei și este disponibil sub formă de extracte lichide, capsule și tablete. Oamenii îl folosesc pentru o varietate de motive. Ginkgo biloba este o plantă utilizată pentru tratarea răului de altitudine, insuficiență vasculară cerebrală, tulburări cognitive, pierderi de memorie, sindrom premenstrual. Acest arbore are frunze care sunt adesea folosite ca supliment alimentar, în scopul îmbunătățirii cognitive. Aceste frunze conțin o varietate de compuși potențial bioactivi, inclusiv mai multe tipuri de flavonoide și terpenoide. Există unele dovezi care indică faptul că ginkgo poate ajuta persoanele cu demență, deși sunt necesare mai multe studii pentru a confirma acest lucru. Beneficiile pot include îmbunătățirea gândirii și a memoriei, un comportament social mai bun, o capacitate de a îndeplini sarcinile zilnic. Un studiu a constatat că un extract de ginkgo biloba, cunoscut sub numele de EGB761, a fost eficace din punct de vedere clinic în tratarea demenței Alzheimer. Cercetătorii cred că ginkgo îmbunătățește funcția cognitivă, deoarece promovează o bună circulație a sângelui în creier și protejează creierul și alte de leziunile neuronale. Cu toate acestea, alte cercetări sugerează că ginkgo ar putea să nu îmbunătățească memoria în rândul persoanelor care sunt sănătoase, relatează libertatea.ro.